prea cucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase. În primul rând aș dori ca să vă mulțumesc că participați la acest eveniment, lansarea unei cărți despre Părintele Toma Chiricuță, vrednic slujitor al bisericii noastre și în același timp un mare predicator, un mare cărturar al Bisericii Ortodoxe Române. Desigur că o lansare de carte se poate face și într-o instituție de învățământ, într-o instituție de cultură, avem aici în apropiere multe instituții, dar pentru că Părintele Toma Chiricuță a fost slujitor aici la biserică timp de aproape 36 de ani și a avut o activitate deosebită, de fiecare dată când privesc icoanele din biserică, îmi rememorez chipul Părintelui, pentru că și icoana aceasta de la racla cunoaștere Sfântului Ciprian și icoana Sfintei Parascheva și alte icoane de aici din biserică sunt din vremea păstoririi Părintelui Chiricuță aici la biserică. Spuneam că am dorit ca să îl readucem aici în biserică pe Părintele Chiricuță, pentru că de acolo de sus el predica și din însemnările vremii se spune că întreaga parte aceasta a bulevardului era plină de oameni care veneau ca să-i asculte cuvântul binefăcător, cuvântul vindecător. Desigur că eu am multe să vă spun, pentru că am cercetat într-un studiu destul de anevoios atât biografia cât și opera Părintelui, care este consistentă. Aici este doar o picătură din ceea ce se putea spune. Dar nu vreau ca să lungesc cuvântul meu de început, vreau ca să prezint în primul rând invitații noștri. Ei sunt binecunoscuți, dar pentru cei mai tineri și pentru cei care poate că nu i-au cunoscut în mod direct, aș vrea să spun că am invitat astăzi din partea editurii Cuvântul Vieții, deci cartea a apărut la editura Cuvântul Vieții cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Deci editura Cuvântul Vieții este editura Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Și aici îl avem pe Părintele Dr. Adrian Agachi, este doctor în teologie, este redactor la editura Cuvântul Vieții și s-a ocupat de apariția acestui volum. Îi mulțumesc și astăzi, cum mi-a mulțumit mereu, când am avut contacte de colaborare. Părintele a studiat Marea Britanie, este doctor în teologie, are cărți publicate și este un constant colaborator la ziarul Lumina. Îmblânzirea lumii prin iubire este titlul unuia dintre volumele publicate de Părintele Adrian și desigur are multe altele și multe altele în pregătire. De asemenea, am invitat din partea familiei pe doi dintre nepoții Părintelui Toma Chiricuță, deci pe domnul profesor doctor medic Ion Cristian Chiricuță, deci fiul celebrului profesor de medicină Ion Chiricuță, cel care dă numele Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, și desigur domnul profesor are de asemenea o activitate consistentă și a studiat fizica atomică, a studiat apoi radioterapia și în România și în Germania, a lucrat și în Germania și în România și acum profesează ca un om la prima tinerețe la Ametist, la Centrul Ametist de Oncologie de aici din Otopeni. Dar ceea ce m-a mirat la mod deosebit la domnul profesor Chiricuță este preocuparea aceasta culturală, care am zis eu că este un virus din vremea Părintelui Toma Chiricuță, pentru că acum o săptămână sau două când ne-am întâlnit, a venit cu un album măreț, un album de pictură, un album de artă, cu donațiile tatălui său la diferite muzee și în special la Muzeul Vasile Bârban din Bârlad, de asemenea cu un volum de poezii al tatălui său, Uitatele Fântâni, cu un volum dedicat mamei sale, pentru că din partea mamei vine din marea familie, din nobila familie Bazilescu, bucureștenii știu de parcul Bazilescu, deci este acestei familie și domnul profesor are o biografie foarte bogată, atât profesională cât și culturală. De asemenea, am plăcerea să primesc aici, iarăși ne-am mai întâlnit odată, domnul inginer Cornel Lungu, deci de data aceasta este nepot de la o fică, Anadina Lungu Chiricuță, profesoară de literatură română și în același timp autoare de versuri, de cărți,
Și aici o continuare a operei Părintelui Chiricuță în planul acesta cultural. Domnul Cornel a fost aici pe de altar, știe foarte multe și o să-l rog la vremea potrivită ca să ne spună și nouă câte ceva. Și bineînțeles, last but not least, Părintele Profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, un autor cu 74 de cărți, deja când publică câte 4-5 odată, nu una singură. Poate că în curând o să-i facem centenarul, adică să fie 100 de cărți. Și, bineînțeles, un om foarte apropiat de tineri. Tinerii îi simt stilul de a vorbi și întotdeauna sunt foarte atenți la ceea ce spune. Desigur, sunt multe de spus despre invitații noștri, dar aș vrea să trecem pentru că eroul zilei, eroul cărții noastre este Părintele Toma Chiricuță și cred că a rânduit Dumnezeu ca să avem această lansare de carte la o zi după sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici, o zi dedicată deținuților din închisorile comuniste. Și Părintele a pătimit pentru mărturisirea dreptei credințe, pentru mărturisirea Evangheliei, pentru demnitatea de a cere educație religioasă pentru tineri și poate astăzi mai mult decât oricând vedem cât adevăr profetic este în aceste cuvinte, în aceste afirmații și în aceste trăiri ale Părintelui Chiricuță. Dar vreau ca să dau cuvântul invitațiilor noștri de astăzi și o să încep cu Părintele Adrian Acachi din partea editurii Cuvântul Vieții. Preacucerii părinți, drămăritori creștini, în primul rând aș dori să-i mulțumesc Părintului Nicolae Dascălu pentru invitația de a participa astăzi la lansarea cărții și în același timp de a evidenția inițiativa aceasta extraordinară pe care a avut-o de a scrie un studiu însoțit și de câteva republicări esențiale din opera Părintelui Toma Chiricuță. Sigur că este o mare bucurie atunci când ne dăm seama de ceea ce au făcut cei care au trăit înaintea noastră. Și le prețuim memoria și încercăm să le urmăm exemplul. Acum, în ceea ce privește viața și opera Părintelui Toma Chiricuță, fără îndoială de fiecare dintre dumneavoastră, sunteți familiarizați cu ea în mare măsură. Și dacă ar fi să evidențiez trei aspecte esențiale din viața și opera sa, m-aș opri în primul rând la faptul că, așa cum declara el însuși într-un text rămas în manuscris, avea un program liturgic foarte bogat, ceea ce arată că se preocupa în primul rând de slujirea liturgică a lui Dumnezeu. Iar acest program liturgic nu era doar unul care se reducea duminica la Sfânta Liturghie. Părintele Toma Chiricuță slujea Sfânta Liturghie de 4 ori pe săptămână. Iar dacă mai picau și alte praznice, chiar mai des de atât. Avea un grup de credincioși pe care îi împărtășea săptămânal. Și de aici, aș spune, de la acest nucleu esențial în relație cu Hristos, au apărut toate celelalte roade. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus un părinte. Zicea felul următor, o parohie și o mănăstire stau așa cum trebuie, sau încep să decadă după felul care se raportează la Sfânta Liturghie. Se face Sfânta Liturghie des, oamenii vin să spovedesc, se împărtășesc, acolo există un viitor. Nu se face, atunci tot ceea ce înseamnă credință începe să se diluieze. Nu dintr-o dată, dar ușor, ușor oamenii încep să-și acorde atenția sufletească unor lucruri mai puțin importante în relație lor cu Dumnezeu. Și ce se întâmplă atunci când slujești de Sfânta Liturghie? Predici des. Pentru că nu poți să-i lași pe oamenii alături de care trăiești în fiecare acest mister al întâlnirii cu Hristos fără cuvânt. Iar cuvântul respectiv pe care îl adresezi prin predici, prin catecheze, prin acele mici cuvântări pe care le ții, este un cuvânt care se naște în inima ta. Este un cuvânt viu. Un cuvânt pe care Dumnezeu ți-l pune acolo, astfel încât să-l împărtășești oamenilor. Și tot în manuscrisul respectiv, Părintele Toma Chiricuță spunea că avea un program de cel puțin 5-6 cuvântări săptămânale. Făcea un plan, aproape la fiecare dintre ele, un plan foarte bine documentat
și tâlcuia credincioșilor atât Sfânta Evanghelie, cât și cărții Vechiul Testament și în același timp, trecând peste granițele părții religioase, se interesa și de cultura, de rezultatele culturii din vremea sa. După ce se trece de această etapă a cuvântului rostit, și vedem lucrul ăsta și din viața Sfinților Părinți, suficient să ne uităm la Sfântul Ioan Gură de Aur, la Sfântul Grigorie Teologul, se ajunge la partea cuvântului scris. Acel moment în care Părintele a decis înființarea unei tipografii, pe care a intitulat-o sugestiv Fântâna Darurilor, și a unei reviste intitulată Ortodoxia, precum și a multor publicații care au apărut și care au reprezentat roadele acestei misiuni pe care le-a desfășurat-o. Acum, sigur că în epoca noastră modernă, când se publică foarte mult și avem multe edituri și multe publicații religioase, mi se pare un pic așa, un rezultat poate nu chiar de undeva în seamă. Dar gândiți-vă că toate lucrurile acestea s-au petrecut în anii 30-40. Când publicația carte religioasă era destul de subțire și existau destul de puține voci care puteau să vină și să spună cu adevărat că sunt reprezentative. Și de aici se naște și partea a doua cărții, partea care nu a fost dusă la bun sfârșit, ca să spun așa, acest așezământ al Sfântului Ciprian, pe care Părintele și l-a dorit foarte mult, dar nu a ajuns să-l vadă ascuns în realitate. Pentru că așa se întâmplă. De la cuvântul rostit, se ajunge la cel scris, când se ajunge la cel scris și oamenii încep ei înșiși să devină purtătorii lui, se ajunge la partea de milostenie. Când vrei cu adevărat ca tot ceea ce ai cunoscut și tot ceea ce ai învățat de la Părintele tău duhovnicesc și de la alți părinți pe care i-ai citit sau i-ai ascultat, vrei cu adevărat să iei această comoară și să o împărtășești și celorlalți. Asta a vrut să facă prin așezământul Sfântului Ciprian. Și din păcate, pe conștiință a venit vremea comunismului și nu s-a mai putut duce la bun sfârșit acest deziderat. Dar într-un fel sau într-altul, acest așezământ trăiește astăzi prin fiecare dintre dumneavoastră. Le sunteți urmașii celor care l-au cunoscut. Iar dintre dumneavoastră probabil l-ați cunoscut și direct. Și trebuie să mărturisesc un pic gelozie, invidia din punctul acesta de vedere că eu nu m-am îmbrădnicit decât să-l cunosc din auzite și din textele lui. Și cartea aceasta reprezintă un rezultat firesc al întregii munci pe care Părintele a depus-o. Trebuie să-i mulțumim și Părintele Nicolae Dascălu că s-a implicat și a dat dovadă de o muncă intensă pentru a aduce în plinoză cinstire uneia dintre marii predicatori ai secolului al XX-lea, poate cel mai mare. Pentru că așa cum evidenția chiar Părintele, atunci când predica Părintele Toma Chiricuță, se bloca tot traficul, inclusiv cel din fața bisericii. Tramvaiul oprea, toată lumea venea acolo și spunea, este un moment pe care nu trebuie să-l ratăm. De ce? Pentru că era un moment viu. De aceea, cu gândul acesta, al momentului viu, pe care și noi îl trăim astăzi, în amintirea sa, o să dau cuvântul în continuare. Așa, mulțumesc, Părinte Adrian. Aș dori să dau cuvântul acum domnului doctor Chiricuță, pentru că, așa cum spune Părintele, a fost o idee de a face un așezământ social în care să fie și tineri și vârstnici și să fie ajutați de biserică acolo. Nu s-a putut face atunci, așa au fost vremurile, dar eu cred întotdeauna că atunci când cineva dorește cu sufletul curat și cu toată forța spirituală, lucrurile se pot sublima, adică se împlinesc pe alt plan. Și eu cred că Dumnezeu a dat urmașilor săi, cei care au fost medici, și această ascultare, această misiune de a împlini ceea ce nu s-a putut face. Noi nu putem face întotdeauna tot ceea ce vrem noi. Dar prin diferite modalități, Dumnezeu continuă ideea noastră. Și cred eu că o linie dezvoltată a fost aceasta a actului medical, a profesiei de medic, a fiului său și, bineînțeles, a nepotului. Domnul profesor Chiricuță, aveți cuvântul. În primul rând vreau să mulțumesc Părintele Nicolae pentru munca care a depus-o și acest volum impresionant. În ziua când am primit cartea de la domnia sa, am citit-o din doască în doască. Deci, și am și comunicat că a fost primul moment în care eu am aflat niște lucruri despre bunicul meu. O să spuneți, e foarte curios. Nu e nimic curios, e real.
trebuie să vă gândiți, eu sunt născut în 47, perioada stalinistă a venit în 53, când a murit și Stalin, și eu am primit foarte puțin vin. Eram și un copil mic, eu am plecat la Cluj în clasa 7-a, deci s-a rupt foarte mult în viața mea legătura cu bunicul. Și după aceea eu am emigrat și am plecat și m-am întors după 30 de ani și sunt activ în domeniul oncologiei. Ce am învățat de la tatăl meu, Ion Chiricuță, e că nu se pot face lucruri imposibile, dar trebuie făcute cele posibile. Și acolo am învățat de la el ce este posibil, ajutorul omului în nevoie. Și le-am dedicat și eu exact ca și el și ăsta e crezul meu, a face tot ce e posibil în favoarea pacientului care este în suferință și în nevoie. Și ca să leg acest lucru, am rămas foarte impresionat când un pacient de-al meu a venit cu această carte acum 3 ani, când l-am tratat, și mi-a zis: domnul doctor, uitați, e cartea originală a bunicului dumneavoastră, să știți că eu sunt vindecat și sunt vindecat pentru că în fiecare zi, când veneam la iradiere, eu citeam o rugăciune din această carte. Și asta o fac de când am primit cartea și o fac și acum, și citind cartea Părintelui Nicolae, m-am apucat să citesc și rugăciuni din această carte și am rămas extrem de impresionat ce precise sunt aceste sfaturi pe care nu un om care a intrat extrem de profund în adâncirea și în mobilizarea unor rezerve sufletești, care noi nu le știm unde am ajuns, că poate nici nu ne ocupăm de ele. Eu mă gândesc cu groază la copiii care se nasc azi cu aceste computere în față, la care, sigur, partea cu sufletul o să aibă extrem de suferit în viitor. Dar referitor la aceste rugăciuni aici, am cuplat și cu ceea ce e descris în cartea care o aveți aici, și anume ce m-a impresionat pe mine cel mai profund este misiunea lui de preot pe front. Deci eu am rămas total impresionat de ce a putut el crea prin această nouă sarcină care a avut-o. Trebuie să ne gândim, el e născut în 1887 și era pe front în Răscoala 1907, avea 20 de ani. Într-o mizerie cumplită, pe front când a ajuns în 1913 ca preot de trupă, avea și un copil acasă. Deci era un tânăr pus într-o situație în care nimeni nu l-a învățat ce să facă, că nu exista. Erau 15 preoți militari, în ghilimele, în perioada aia. Deci oamenii aceștia și el a creat o nouă profesiune care astăzi e extrem de utilă. Deci eu, lucrând într-un spital în Germania, care era pe o șosea principală, Köln-Frankfurt, la noi veneau accidentații cu catastrofe mari, autobuze lovite, copii și așa mai departe. Deci acești preoți se cheamă în germană Seelsorger, adică cel care are grijă de suflet. Ăștia erau primii care luau contact cu familia sau cu supraviețuitorii. Acești oameni, eu de câte ori mergeam la masa de prânz, mă puneam la masă cu acești trei slujitori, catolic, ortodox, luteran, care existau în spital. Și era incredibil ce aflam de la acești oameni, ce încărcături au, ce probleme rezolvă, și trebuie să vă gândiți că acești oameni aveau, când a fost acel mare accident, 110 morți la un tren care a intrat într-un pod lângă Hanovra. Pe acolo a fost o catastrofă incredibilă și acești oameni, la rândul lor, au devenit invalizi. Cineva trebuia să se ocupe de ei. Deci, acești oameni n-au mai putut continua viața profesională. Și acum, revenind la situația pe front,
Deci ce aici a relevat din acea perioadă, pentru mine a fost un semnal extraordinar de, și după aceea și explicația. El s-a născut într-o perioadă și a slujit în perioada Răscoalei, după aceea război 1913, a venit primul război mondial și sigur, din acea situație, el a creat o nouă filozofie, filozofia predicilor, a rugăciunilor și dedicația oamenilor. Sigur, a urmat al doilea război mondial, stalinismul, restul e descris în carte. Deci, pe mine aceste aspecte mi-au arătat profunzimea gândirii lui și rolul gândirii lui. Și ca dovadă că sunt 150 de ani de la nașterea lui, uitați câți oameni suntem aici și comemorăm o asemenea atitudine față de viață și pentru cei din viață și pentru urmașii lor. Vă mulțumim, domnul profesor, și pe firul amintirilor aș da cuvântul domnului inginer Colmer Lungu, pentru că are multe amintiri cu bunicul său. Vă mulțumesc. Mărturisesc că sunt foarte emoționat pentru că sunt dintre singurul sau dintre puținii care am avut parte ani de zile în această biserică, în acest altar, să stau alături de bunicul meu și să îi cunosc la nivelul copilării mele, n-am înțeles suficient, personalitatea uriașă cu care, fără să se impună el, dar prin personalitatea sa, îi cucerea pe toți. Biserica plină, armata de stenografi, pentru că atunci nu existau încă mijloace de înregistrare, și oamenii sorbind de cuvintele. Aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de această predicare a sa. În primul rând, era foarte, foarte legat de psalm. Marțea, timp de 4 ani, avea un ciclu în care comenta psalmii. Eu eram prea mic, însă tatăl meu, care era un foarte credincios, îmi spunea că dacă acele lucruri ar fi fost înregistrate, intrau în istoria culturii religioase. Pentru că avea atâta originalitate, atâta simțire în a prezenta durerea care se jnea din sufletul David și care exprima durerea unui întreg popor, încât te copleșea. În al doilea rând, predicile lui erau variate ca lungime. Adică am văzut și predică de sub o oră, dar am văzut și predică de 2 ore, în care nimeni nu mișca. Și eu, copil, îl puteam urmări, pentru că avea un talent extraordinar de a se adresa fie intelectualului, și erau aici foarte mulți intelectuali bucureșteni, fie celui mai simplu om. Totodată, bunicul era un creator de rugăciuni, ce spunea vorul meu. E adevărat, când le vezi scrise, care am citit și eu, au conținutul lor, farmecul lor. Dar când îl vedeai că le concepea ad hoc, în zona aceea, le recita. Lumea era prăbușită, pur și simplu. Nici nu vă pot descrie ce sentimente descria, mai ales în timpul războiului, în timpul bombardamentelor, când se ruga împreună cu toți ceilalți și îndemna pe toți să se roage, să facă legătura cu divinitatea care există în sufletul lor, dar trebuie dezgropată și dezgroparea se poate face numai prin rugăciune. Totodată, așa cum s-a spus, era un organizator de suflete, nu era un organizator în sensul de management actual, dar capta sufletele oamenilor și a pus foarte mult
muncă, suflet ca să creeze acest așezământ și la Otopeni acolo au cumpărat teren, am fost și eu cu ei. Duminica după slujbă se mergea, se făceau rugăciuni, se spera că se va construi acest așezământ, dar n-a mai fost posibil. Eram povestit cu părintele paroh, un amănunt care pentru mine a rămas decisiv pentru tot restul vieții, a fost momentul după Stalingrad. Când această biserică de la baza treptelor până în stradă era plină, nu mai rugase bunicul ca cei tefer să nu mai vină, adică să stea afară, și era plină numai cu mutilații de război, împinși cu căruciorul de surorile de caritate. Și a rostit atunci o predică și acum am dau lacrimile când mi-aduc aminte. În ce privește pe el, avea două modele, vorbesc din gândirea răncopleșită, aș putea spune. Unul era Titul Maiorescu. Îmi spunea și mi-a repetat de câteva ori că bătând Germania, Heidelberg și mai multe alte locuri, Dresda, n-a găsit un pedagog filozof, care cunoștea Maiorescu, n-a creat filozofie pentru că s-a dedicat țării, a creat multe alte lucruri. În schimb, îmi spunea, avea un talent pedagogic în filozofie, care pentru el a fost un model în activitatea lui pastorală ca exprimare. Tot acest model l-a îndemnat să studieze în completarea filozofiei în Germania, în special pedagogia și psihologia. Considera că un preot care nu stăpânește pedagogia și psihologia nu are instrumentele necesare de a se adresa credincioșilor. Aș vrea să vă spun că un alt moment care m-a impresionat a fost, țin minte și ziua, Sfântul Ion, 1967, deja el în cei doi a fost și arestat și am să vă spun și motivul, că i s-a atras atenția din familie să-și vadă lăsă de treabă, dar n-a cedat, era afișat la intrare un pronaus deschis. Da? Săptămâna viitoare, părintele Toma Crăcuță va predica despre spirit și materie. Asta pe doata 51-52. Au venit securiști și acasă. A încercat biata bunică mea să-l convingă. Și a spus, virginică, dragă, dar cum un preot trebuie să abordeze ambele subiecte ca oamenii să înțeleagă ce-i cu fiecare din ele? L-au lăsat în pace, l-au luat mai târziu, dar tot l-au luat. Norocul lui a fost și Dumnezeu a vigiat acolo, că el care era un mare neajutorat, un mare naiv, a găsit acolo un om simplu, un gizmar, care a stat cu el în celulă, 3 luni de zile. Și ăla l-a învățat cum să facă și a venit la noi acasă, ne-a povestit după aia, ca să poată supraviețui. Deci, într-adevăr, i-a trimis un înger păzitor, care pe mine m-a cutremurat, cum a putut omul ăsta să reziste în torturi, în chestia, nu învăța cum să tacă, ce să spună, tot ce trebuie. Parcă îi trimise Dumnezeu, îngerul păzitor, printr un om simplu, asupra cărora el veghează. Și vă spuneam, pe 7 ianuarie 1907, pregăteam parasasul sorii mele, un tânără ca și un alt meu, și am fost la biserica Propatat, unde era el în bisericit, foarte fericit. Și a fost recunoscător patriarhului Justinian Marina pentru asta toată viața lui, că l-a re-îmbisericit. Stătea acasă și plângea în fiecare duminică că nu putea sluji. Și eu adevărat că eu mă cam miram puțin așa. Mă, bunicul lucru, mă zice, nu pot, simt că mă cutremur când nu stau în fața Sfântului Altar, duminica la slujbă. Și acolo s-a terminat slujba, eu așteptam să mergem la cimitir la Veru, și
atunci a rostit o predică de vreo jumătate de ori, poate mai mult. Nu mai fusese de mult, deci pușcăria și da? Nu mai fusese în casele oamenilor. Și atunci, părintele Baro, care s-a portat foarte exceptional cu el, i-a dat o zonă de casă în zona cu patatul și a fost. I-a vizitat. E bine, mă mir că nu l-au arestat a două ori. Pentru că atunci a scos în evidență lucrurile nevăzute, pe care noi nu le băgăm în seamă. Trecem pe lângă ele, vedem Calea Victoriei, vedem lucruri teribile, frumoase, interesante, dar de desubtul lor e suferință multă. Ori, bunicul meu era un om foarte sensibil la suferință și a cutremurat pe toată lumea când a scos în evidență această suferință și a evidențiat-o. Totdeauna mergea pe linia că trebuie să fii precum Ion Grădeaur și aici îl avea câțiva buni prieteni, era cumnatul lui Ion Diboreu Crișan, era la Scarul care era un mare admirator al Ion Grădeaur și toți trei erau în admirație acestui mare predicator și mereu spuneau că așa ar trebui predicat cuvântul Domnului, cum a făcut Ioan Gură de Aur. Chit că a murit în Caucaz, în 407, hăituit 5-6 ani de zile, până a murit. Și ca să închei, așa să mai spun ceva, despre care puțin se vorbește, dar care pentru mine, pentru familia mea, pentru bunicul, în primul rând, a însemnat ceva extraordinar. Și a mărturisit-o pe patul de moarte. Bunica mea, preoteasa, prezbiterea, Virginia Chilicuță. Născută în Bălăbănești, el era la 6 km în Odaia cu Sudan. Această femeie de o discreție, de o bunătate, de o demnitate extra. Acolo stătea, unde urcă scara la Cafas, în fundul bisericii, și la plecare cam acompaniam către casă și eram însoțită de multe femei care la ea găseau ce nu puteau găsi la bunicul. Pentru că bunicul era un duhovnic foarte pretențios. De multe ori chiar i-am și spus, domnule, dar prea ești dur cu... Domnule, trebuie să fii și dur. Nu poți să fii numai bun. Omul trebuie să știe că există niște repere. Ei, bunica era complementul lui. Și șansa mea a fost că am stat între acei doi oameni, pe lângă ceilalți, tatălui, mama și intelectualele care v-am spus, dar în același timp și regretul meu. Și de aceea eu astăzi am foarte puțină, mai ales puțină critică față de tineret când îi văd că nu înțeleg niște lucruri. Pentru că și eu, crescut în mediul ăsta, trăit între acești oameni, n-am înțeles suficient cât ar fi trebuit, cât am fost rugat chiar de bunicul meu. Și ca să închei, ca să vă dați seama cât trebuia de dornic de a învăța, țin minte că eram în anul întâi de facultate, făceam diferențial calculul integral și a venit la mine, învață-mă și pe mine analiză matematică, că marea lipsă a seminarilor și facultăților de teologie e că noi n-am făcut noțiuni de știință. Măi, bunicule, n-am eu timp, n-am talent, n-am cutare și n-am făcut-o. Dar asta mi-a arătat și mai târziu că nu l-am înțeles cât ar fi meritat și ar fi trebuit. Vă cer scuze că v-am ținut foarte prea mult. Cu multă căldură a vorbit domnul inginer. De obicei, inginerii sunt foarte exacti în măsurători, dar de data aceasta se vede că un inginer care a fost impregnat de Duhul rugăciunii, de Duhul acesta al înțelepciunii, care izvorăște numai din Evanghelie, numai din Biserică. Acum este rândul unui om care face parte din familia duhovnicească directă, să spunem, a părintelui Toma Chiricuță, pentru că m-am gândit că această lansare de carte nu ar fi deplină dacă
nu aș chema un om care se aseamănă cel mai mult cu eroul cărții. Pentru că atunci când vorbim despre oameni și nu-i cunoaștem la modul direct, spunem cam cu cine seamănă. Eu zic că din generația noastră de astăzi, Părintele Chiricuță seamănă cel mai bine cu Părintele Constantin Necula de la Sibiu. Așa mi-l imaginez eu. Nu știu, s-ar putea să greșesc, dar pentru mine e o cale de comunicare. Știți că Părintele Chiricuță a avut în succesiunea aceasta a duhovnicilor, a profesorului de teologie, a fost chiar îndrumătorul Părintelui Constantin Galeriu, de aici din București. Părintele... Și Sârbu. A fost un cerc de tineri aici, în perioada aceasta, prin anii 30 și ceva, spre anii 40, care veneau aici, fie cântau la strană, fie participau la redactarea revistei Ortodoxia sau la Fântânii Dalurilor, și dintre... și Mitropolitul Bartolomeu Anania a debutat în revista aceasta micuță, Ortodoxia. Deci primele lui poeme sunt la noi, aici, în revista parohiei. Și spuneam despre Părintele Galeriu, Părintele Chiricuță a fost nașul de cununie al Părintelui Galeriu. Adică o legătură cum nu se poate mai strânsă. Dar spuneam, din familia aceasta a marilor comunicatori de învățătură creștină, este Părintele Profesor Constantin Necula și îi dau cuvântul. Mulțumesc, Părinte, mă așteptam să mă certe, Părintele Toma Chiricuță, că iau cuvântul. Mă simt extrem de onorat și foarte bucuros de acest prilej. Am să vă spun de ce. Eu vin dintr-o facultate de teologie unde se predica, după exigențele Părintelui Toma Chiricuță, dintotdeauna. Sibiul, în contact cu toată cultura germană și cu aroganța maghiară în dialog social, a trebuit să se apere cumva. Cum arme și pistoale n-aveam, cum hashtag-ul nu prindea atunci la lumea socială, se pare că am născut Toma Chiricuță lângă Toma Chiricuță câteva generații. Și eu, pentru Părintele Toma Chiricuță, l-am învățat de la un mare profesor de teologie, profesorul meu de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Mircea Păcuroaru, cărui datorez tot ce știu despre Părintele Toma Chiricuță. Pentru că mi-a spus în momentul când m-am pregătit să devin cadru didactic al facultății pe omiletică, mi-a dat un canon pe care abia nu să l-am împlinit, să reeditez o carte, Casa de la Ierihon, un Ion Broșu, o figură incredibilă a Bisericii Ortodoxe Române și a diplomației românești, de calitate, nu asta care face sluși la toți. Și apoi Toma Chiricuță, pe care eu am avut șansa de a-l asculta șoptit de 6 sau 7 bătrâni nostași din noastră a Domnului, care îl ascultase de fie la radio, fie veneau la Zlătan, unde făceau adunări într-o vreme. Trebuie să spun acum că bunica soției mele mi-a vorbit extraordinar de frumos despre el și despre celălalt predicator care îi semăna mult, Iosif Trifa. Într-un fel sau altul, e o familie frumoasă, familia predicatorilor. Părintele Toma Chiricuță, din punctul meu de vedere, este cel mai pedagog dintre toți. Are o duoșie a frazei, chiar când ceartă. Eu m-am încântat de el, eu vin dinspre chimie fizică, am făcut exactele, cum s-ar pune. Și mai bine m-am încântat, prima carte pe care o are despre răspunsul adresat unui profesor era, să zic, dus cu vaca, dar nu e corect în biserică să spun asta. Dus cu Darwin în perioada aceea, foarte la modă atunci, constat că și acum e la fel de la modă, dar Părintele are grijă să-i spună despre Anticrist, nu prea scutește de... dar de o rigurizitate a informației mai mare decât a oamenilor de știință din vremea aceea. Apoi, sigur că am cunoscut predicile, am avut șansa de a asculta în căști înregistrările de la Arhiva Națională de Aur, merită ascultate. Ele există. România n-a pierdut vocea preoților. Cineva de acolo s-a îngrijit ca vocea preoților să fie păstrată alături de a lui Arghezi, alături de a lui Călinescu, alături de lăsați aparatele deschise, urmează un comunicat important pentru țară. Cineva a muncit în anonimatul acesta al muncii, care, din punctul meu de vedere, la radio a reținut extrem de multă memorie a Bisericii și a neamului nostru. A fost șansa mea, ca lucrând pentru câteva emisiuni pentru Arhiva Națională de Radio, să cer în schimbul banilor ce mi se cuveneau să aud câteva voci. Recunosc, am ascultat cu bucurie și cu mare, mare atenție vocea Părintelui Toma Chiricuță și să știți că face.
merită. Apoi am înțeles, ascultându-l, mai mult decât am înțeles citindu-l, cum poate un preot să rămână viu în vreme ce moartea cuprinde o țară. Vreau să vă regândiți la ceea ce a spus domnul inginer. Din altar până în tindă, morți vii. Ca în curtea casei soacrei lui Petru. Când veneau la Hristos, doamna Olga Greceanu, altă voce a omiliei, care era îndrăgostită de rostirea Părintelui, o și consemnează într-un jurnal, doamna Olga Greceanu dă această imagine. Când veneau bolnavi, răniții, la casa lui Petru, soacrei lui Petru, după ce Mântuitorul îi vindeca, spunea că curtea casei semăna cu un spital de campanie eliberat de moarte. E misiunea preotului. I-am spus Părintelui, l-am sunat în seara în care am primit cartea și am spus: mulțumesc că mi-ați dăruit șansa de a citi viața unui profet. Știu că toate ați preoții de atunci. Noi suntem niște slugarnici pe lângă ei. Ei chiar slujeau. Știau ce fac. Noi mai greșim. Încercăm să le adaptăm pe toate, să fim cuminți până la extremă câteodată. Părintele Toma Chiriguț era de o verticalitate a rostirii ieșite din comun. Citindu-i dosarul de la CNSAS, atât când mi s-a îngăduit că nu ți se îngăduie chiar tot, am constatat odată în plus că verticalitatea nu îi venea numai din rezistența de fire, avea o fire foarte bună. Există în rapoartele armate pe seama Părintelui câteva, un raport consemnat de Părintele aici, care se spune ce ofițer în reverend a fost Părintele la vreme grea. Oamenii ăștia s-au întâlnit cu moartea, s-au întâlnit cu foamea adevărată. Nu cu nimicul de noastră. Ne-a căzut Wi-Fi-ul, n-am găsit iPhone 10, audio-ul meu nu parchează cu pe dreapta, numai pe stânga, prostii de astea de ale noastre. Părintele n-a intrat în jocul prostiei. Are o calitate a limbii române excepțională. Când cineva mai întreabă ce a făcut școala, biserica pentru școala românească, vă spun eu, a conservat limba română. Iubirea lui pentru Titul Maiorescu m-a îndreptat și pe mine spre Titul Maiorescu, odată în plus, pentru că m-a obligat să-l citesc pe un greco-catolic de mare valoare, Octavian Codu Tăslăuanu, directorul din tâi al Luceafarului de la Budapesta, care vedea în Titul Maiorescu, la contact cu, cu latinismul școlii de la Blaj, salvatorul limbii române academice. Noi nici nu știm ce broadcasting sau network s-a creat atunci. Noi ne face să credem, mulți dintre copiii noștri învață la școală și noi credem ca ei, că era o googlizare cultura românească. Ori nu era deloc așa. Uitați-vă la de unde citează Părintele, din curiozitate. Când veți citi cartea, uitați-vă ideile din cine le citează. De unde sorbea cultura, e admirabil, pentru că era generația de preoți care au înțeles că adevărata comunicare se face cu fruntea lipită de altar, cu un picior în cultura laică și cu celălalt în cultura filologică a vremii. Se vede clar, omul chiar știa ce zice și cum zice mai cu seamă. Și apoi mai este un lucru pe care vreau să vă spun. Nu i-am văzut niciodată chipul Părintelui. Când l-am văzut pe copertă, am început să zâmbesc, m-a întrebat soția ce-i cu mine. Și a zis, nu mi-l închipuiam altfel. De, e un bunic înțelept, așezat la îndemâna noastră. Nu uitați în ce grav are biserica aceasta. Cum, lovind Iustina cu ciocanul în lemn, au început să fugă dracii din cetate. Preotul nu e decât un ciocan într-un lemn care face dracii să fugă. N-avem la ne ascunde. Știu din tradiția bătrânilor bucureșteni. O mătușă ce trăia în Pantelimon și venea aici măcar o dată pe săptămână în anii aceia. Știu din mărturiile publice ale unor oameni de cultură care spuneau clar că în biserica Slătar omul acesta a săvârșit minuni. Nu la modul în care le citim noi în sinaxare, ci la modul în care îi îngăduie atunci Dumnezeu să lucreze. Din punctul meu de vedere, trebuie să-i sărut mâna Părintelui Nicolae Dascălu dintr-un singur, din multe motive, dar unul mai nou este acesta. E mare lucru să arătăm că actuala generație de preoți nu suntem un accident genetic al bisericii. Noi avem o succesiune apostolică în ce privește hierotonia episcopilor, dar avem și o succesiune apostolică a învățăturii noastre de credință. Nu putem spune mai mult și mai frumos decât ei, dar măcar să păstrăm și să dăruim generațiilor viitoare astfel de iconostase umane, care, din punctul meu de vedere, sunt onorante.
Referitor la așezământul Sfântului Ciprian, să știți că doar făcând analogia între acest chilipuță și cel al cărui manual de cercetare în oncologie, citeam prin clasa 10, acum coleg care la rândul său a devenit oncolog în țară, mi-am dat seama cum se leagă lucrurile. Se spune așa, că cea mai frumoasă, una dintre marile rugăciuni frumoase ale istoriei ortodoxiei este eu voiesc să voiesc voia Domnului. Eu voiesc să voiesc voia Domnului. Tatăl a voit. Fiul a împlinit o parte din voință și fiul fiului și ceilalți nepoți au dus mai departe voința aceasta. Eu trebuie să recunosc, pentru câteva minute măcar, a fost mult mai calm decât de obicei. A trăit într-un prânz apostolesc al împlinirii în celălalt. Eu cred că asta e cea mai frumoasă lansare pe care și-ar fi dorit-o Părintele, să ne țină pe toți la altă cu minți și liniștiți. Nu-mi închipui raiul fără Părintele Toma, Chiricuță și fără Părintele Galeriu. Am eu micile mele rezerve la câțiva. Dar la oamenii aceștia care au împletit extraordinar de mult munca, pentru că au muncit foarte mult, se vede cum muncește, este zdroabă în predica Părintelui. E harismă, că toți predicatorii au o harismă, dar muncesc de rup, ca să poată găsi cuvântul potrivit, la momentul potrivit, în fața oamenilor potriviți. Dar mai cu seamă muncesc de rup să găsească cuvântul potrivit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu e important să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu dacă n-ai reușit să vorbești lui Dumnezeu despre oameni. De aia e un dublu caracter pascal la Părintele Toma Chiricuță, ca și la ceilalți mari predicatori. Se pleacă înaintea lui Dumnezeu și îi șoptesc la ureche oful poporului, iar Dumnezeu, în marea lui bucurie, îi pune pe inimă ce are de rostit poporului. Nu este o întâmplare Părintele Toma Chiricuță la amvonul Bisericii Ortodoxe Române. E un dar. Un dar care trebuie să renască și trebuie redăruit, restartat în mijlocul unor generații teologice pe care le naștem. S-au dus la Părintele Arsenie Boca femeie și o spăriche, popa nostru e curvar, e beții, îi plac banii, nu cetești, e leneș. Mă descriau pe mine, e drept, da? Și Părintele zice, vreți preoți buni? Da. Vreți preoți adevărați? Da. Vreți preoți cultivați? Da. Nașteți-i. Noi tratăm facultățile de teologie ca pe niște colhozuri. Ca pe niște școli de îngrășământ. Natural. Nu ca niște școli vocaționale. Iar vocațiile sunt câteva, pe mână. Pe o singură mână în cap, cei care pot ține la un moment dat sus crucea lui Hristos. N-am spus, mi-a fi plăcut să o spun. O scrie Părintele, într-una dintre scrierile sale legate de învățământ și educație. Se mănânc teribil de mult cu un alt profesor, un teolog de la Sibiu, Gheorghe Maior, căruia acum îi publicăm o carte, e contemporan cu Părintele. Și lui îi publicăm o carte, Scrisori către elevii mei, în care are exact aceeași părere, semn că în vremea aceea erau mai atenți la vocație, nu la diversele chemări ale lumii în care trăiau. Și închei spunând așa, când o parohie își regăsește parohul într-o astfel de lucrare, zic eu, bibliofile de dreptul, e semn că Duhul celui care este surprins între coperți n-a pierit din pietrele bisericii. Când te duci la sinagoga din Capernaum, cea nouă, cea alexandrină, într-un colț se păstrează un miez de piatră neagră din sinagoga în care a rostit Hristos cuvintele mântuirii. Pietrele vibrează. Dacă tot vorbim de spirit și materie, e clar că și materia are memorie spirituală. Doar că trebuie să știi să o asculți. Îi mulțumesc Părintele Nicolae că a plecat urechea lângă Sfânta Masă și cred că a tras cu ochiul spre Sfântul Amvon ca de acolo să redescopere omul acesta care de departe ce avem înainte este un semnal de far că putem să ne recuperăm țărmurile de liniște către care ne-am chemat. În carte sunt câteva pagini recuperate din scrierea Părintelui. Vă rog frumos, înainte să începeți să citiți frumoasa
prezentare pe care Părintele Nicolae Dascălu o face Părintele Toma Chiricuță, citiți cuvintele, recitiți pe fața, studiul introductiv cu Nicolae față, apoi mai citiți odată cuvintele Părintelui. Și o singură propoziție, dacă vă rămâne, înseamnă că moșul ăsta genial n-a plecat fără să lasă urmă în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru mine este o onoare ziua de astăzi. M-am simțit extrem de emoționat la masa Sfântului Altar, de-aia m-am și încurcat. Slavă Domnului că ne mai și încurcăm. Și vreau să vă spun că dacă ar fi să trec în curriculum vitae conferințele internaționale la care am participat, mai mult m-aș bucura să întâmpăr trece liturghia de azi decât multe congrese la care ne învârtim în jurul cozii, crezând că facem teologie. Adevărata teologie, ne-o spune Părintele, izvorește din piciorul Sfintei Mese, aleargă prin lume și se întoarce în potirul de pe Sfânta Masă după cuvântul liturghiei. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Le mulțumesc nepoților de mărturie. Știu că Părintele era un om mândru și mă bucur că ați dat făcut să fie mândru. Iar dumneavoastră vă mulțumesc frumos că ați însoțit lansarea la apă a unei corăbii luminoase, ale cărei pânze poartă cu ele întrețesute frumusețea asta de neegalat a preoției. Să știți, când i-au zis că ne înjură, eu știu de ce ne înjură. Sunt invidioși. Nu știu ei cum e să întinzi mâna muribundului, să-l scoți la înviere, mamei ce-și pierde copilul să-i dai cuvânt de nădejde, nu știu ei ce înseamnă să semeni credința în furtuna necredinței și cum e să pui pieptul la hotare când armata încă nu s-a trezit să pună pieptul la hotare. De aceea, slavă lui Dumnezeu și pentru Părintele Toma Chiricuță. Și când am pomenit mucenicii în neamul românesc, și pe omul acesta l-am pomenit, care în multele lui încercări a avut-o și pe aceasta, de a le spune unora că Hristos l-a înviat în ciuda tuturor aparențelor și în ciuda căpoșenilor, dacă de că sunt Dumnezei. Vă mulțumesc mult, îi sărut mâna Părintele Nicolae și părinților slujitori și vă rog frumos, stați aproape de zvătari. Ori fi plecat auritorii, ei au făcut-o, dar puteți îmbrăca cu aurul credinței pe mai departe biserica și nu vă lăsați curaj de zgomotul lumii. Calea victoriei nu duce spre biruință, dar calea lui Hristos duce întotdeauna spre înviere. Vă mulțumesc foarte mult! Să rămânăm, domnule profesor, mulțumim tare mult pentru cuvintele rostite din inimă, ca întotdeauna. Desigur că ați vorbit despre carte ca despre o instituire, ca de o regăsire. Și, într-adevăr, cu cât am lucrat mai mult la această carte, am ajuns la gândul pe care l-ați exprimat, că de cele mai multe ori, privind către valorile pe care le-am avut, și noi ar trebui să spunem așa cum a spus Eminescu despre Epigon, simțiri reci, harfe, zdrobite. Când ne punem în paralelă cu ce am făcut alții înaintea noastră. Dar avem curajul că, avându-i pe ei, putem și noi construi. Chiar Părintele Chiricuță s-a orientat la începutul activității către Eminescu. A scris o carte Eminescu, un pedagog, pe când era la Mătușani. Și legat de personalitatea Părintelui Toma Chiricuță, sunt foarte multe dimensiuni ale vieții noastre care sunt la fel de actuale și astăzi. Chiar mă gândeam când vorbeați despre zgomotul de pe stradă, a scris în 1933 un editorial în Fântâna Largă, Tirania mașinei. Și el spunea în felul următor, căci că profesia de bază a generației noastre, vedeți, deci asta era cu 70-80 de ani înainte, este șoferul. Pentru că el conduce mașina. Și suntem o civilizație dominată de mașinism. Ei bine, acum, de la mașină la computer, nu a fost decât un pas. Dar, în fine, sunt foarte, foarte multe lucruri de descoperit citind pe Toma Chiricuță. Eu am făcut un mic început. E o triremă. E un semnal
de a arăta că lumina există. Trebuie doar să o căutăm și să o urmăm. Pentru noi, pentru cei de la parohie, de aici, pentru că ați vorbit, am mai vorbit cu cei din Consiliul, din Comitetul Parohial, ei aveau atunci, în anii 30-40, frăția Sfântului Ciprian. Deci era un departament foarte puternic, cultural, misionar, acesta care tipărea cele două reviste, tipărea Crujul, misionarele răspundeau, era un departament social-filantropic, cel care s-a ocupat și cu achiziționarea pământului pentru a construi așezământul Sfântului Ciprian și, bineînțeles, unul administrativ, unul practic, care funcționa aici în biserică, tocmai pentru a asigura bună ordine și toate celelalte trebuințe ale bisericii. Noi ar trebui să redescoperim Duhul acesta al frățietății în lumina Sfinților Ciprian și Justina. Și între proiectele noastre este construirea unui mic centru aici în apropierea bisericii, în care să însăilăm ceea ce poate s-a pierdut de-a lungul anilor. De asemenea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, biblioteca parohială se numește acum Toma Chiricuță. Deci o bibliotecă parohială care așteaptă, de fapt, opera Părintului Toma Chiricuță, care este răspândită prin diferite alte biblioteci. Și noi încercăm să reedităm, deci, cu acest volum în care am pus 4 texte alese, pe care eu le-am considerat reprezentative pentru început, să deschidem un drum. Poate nu noi, generațiile care vor urma, dar este nevoie să reedităm opera Părintului Toma Chiricuță, pentru că ea este actuală și pentru noi și pentru cei care vor veni după noi. Aș dori acum ca să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în realizarea acestei cărți și, desigur, aș începe cu familia, cu cei doi membri pe care îi avem aici, cu domnul doctor Chiricuță, cu domnul inginer Cornel Lungu, de asemenea cu cei din țară, cu cei de la Academia Burlădeană, pentru că și aici este un tâlc. Vedeți un om care se naște la Odaia Bursucani și care ajunge pe calea Victoriei și învață cu Duh Profetic Cuvântul Mântuirii. Noi anul acesta avem în Biserica noastră Ortodoxă un an omagial dedicat satului românesc. Satul are și el datorii față de întreaga societate, pentru că dacă vorbim despre Odaia Bursucani, ne gândim automat și la Ipotești lui Eminescu și la Pugulești lui Creangă și la Lancrămul lui Blaga și la, ce știu, Târlișiua lui Vreanu sau multe, multe alte sate care au dat valori mari poporului român. Avem și aici o datorie. Și, de asemenea, celor de la Botoșani, unde a păstorit vreme de 5 ani, 6 ani, cam așa, înainte de a veni în București, părintelui de acolo, diaconul, și, bineînțeles, celor din București și doamne Elena Lazar, de la Academia Română, care m-a ajutat cu texte din lucrările care nu se găsesc decât acolo. Bineînțeles, la Biblioteca Sfântului Sinod, deci la Mănăstirea Antim, de asemenea, și Arhiva Radio, care mi-a pus la dispoziție textul de pe coperta 4, este din Arhiva Radio. Și, bineînțeles că, vă spuneam, efortul acesta este doar un modest început care trebuie continuat, trebuie împlinit așa cum se cuvine pentru o personalitate uriașă a Bisericii noastre și a Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați venit astăzi aici, înainte de începutul Sfântului și Marului Post, ca să convorbim despre un părinte minunat al Bisericii noastre. Ați achiziționat poate câte o carte, părintele făcea felul următor. Toate cărțile pe care le vindea, le reinvestea și făcea alte lucrări misionare. Și această carte, desigur că este dăruită bisericii și din veniturile care se vor aduna, sigur, vom contribui la toate lucrurile de aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să dărească sănătate, bucurie și binecuvântare în vremea postului către Lumina Învierii. Amin. Așa, acum, deci am pregătit ceva aici în partea dreapta noastră, deci o mică gustare și ceva prăjiturele și apă, vin de asemenea. Cătălin a dus și vinul ca să ciocnim după Sfinții Patru și înainte de post.